Bună seara, a venit la depresa Chiniei Târgoviște după această partidă cu Universitatea Craiova 1948, pierdută de echipa noastră la Ploiești. Câteva concluzii din partea domnului profesor Emil Săndoi, apoi întrebarea dumneavoastră. Domnul profesor? Da, bun, ce să vă zic. Chiar la flash-ul de dinainte de meci am fost întrebat dacă ar fi Chindia favorită în jocul de astăzi. Și am spus că nu, eu cred că decât echipele care sunt în fruntea clasamentului și cele cu loturi echilibrate și care aspiră la câștigarea titlului, putem să spunem că sunt favorite la anumite meciuri. Dar în rest, nicio echipă nu pornește favorită și nici în jocul de astăzi nu am considerat că ar fi fost vreuna dintre noi favorită. În rest, ce aș putea să spun? Fiecare joc are un curs al lui care poate fi influențat de strategia care este aleasă, de greșelile individuale care pot să apară la un anumit moment și cred că a fost un joc echilibrat până în minutul 45 sau 46, cât era în secundele de prelungire ale primei reprize, când pe o greșeală, bănuiesc, n-am apucat să mă uit, să văd dacă a fost o lovitură de la 11 metri, dar o lovitură de la 11 metri, un jucător eliminat, deja lucrurile s-au complicat pentru noi. Și datorită faptului că veneam nici la 3 zile după jocul trecut, în care a fost o risipă de efort, am ratat foarte multe ocazii, n-am reușit să înscriem, am pierdut. Mă rog, dar parcă în ultima perioadă toate ni se întâmplă numai nouă. Stăteam și mă gândeam astăzi că cred că suntem echipa care a fost penalizată cu cele mai multe cartonașe roșii din campionat. Eu cred că totuși Chindia n-a fost o echipă atât de dură pe parcursul acestui campionat. Dar, mă rog, am primit acele cartonașe care ne-au destabilizat. Vă aduceți aminte și meciul cu FCSB-ul, am jucat în 10-90 de minute aproape și jocul cu Rapid l-am jucat cu doi oameni mai puțin. Am rămas în 10 și pe la Botoșani. Mi-aduc aminte și declarația unui coleg de-al meu de la altă echipă care a spus că, domne, Chindia chiar a fost defrișată. Sunt cuvintele lui, nu, și de asta și eu stăteam și încercam să pun în cumpănă lucrurile respective. Și acest program pe care l-am avut, pentru că astăzi nu trecuseră nici măcar 3 zile întregi de la jocul pe care îl disputasem la București cu Dinamo, iar la fel vom juca tot la 3 zile. Am avut foarte mult, de asta vreau să intru puțin așa în fondul problemei. Am avut multe probleme cu accidentări, iar la fel cu suspendări la nivelul lotului. Chiar și în jocul de astăzi aveam un singur fundaș central de meserie, Paul Iacob, care a ieșit primind cartonaș roșu. Am rămas, deci Căpușă oricum era o improvizație, l-am folosit pe Dulca în continuare fundaș central, care nici el n-a mai jucat niciodată fundaș central. Deci noi am fost obligați aproape la fiecare meci să schimbăm componența liniei de patru fundași, ca să nu mai vorbesc că n-am avut posibilitatea niciodată să schimbăm sistemul, de exemplu să jucăm cu trei fundași central, că poate mi-aș fi dorit în anumite momente. V-am spus asta și datorită accidentărilor și datorită suspendărilor pe care le-am avut în cadrul lotului. Credeți-mă că și pe parcursul jocului de astăzi, mă gândeam etapa următoare, de exemplu, cu ce fundaș central, o să ne intre celea, dar l-am pierdut pe Iacob, la fundașii laterali l-am pierdut pe Corbu, îl avem pe Rumpulacu accidentat, nici el nu va putea să joace, e accidentat de la meciul cu Dinamo, avem cei trei indisponibili de 4 luni de zile sau de 3 luni de zile. Da, este o situație dificilă pentru noi și vă spun sincer, e foarte bine că o să vină această pauză pentru echipă, pentru că văd că lucrurile am sperat la un moment dat să se clarifice pentru noi, adică să avem mai multă limpezime în joc, să putem să contăm pe toți jucătorii, dar din păcate acest lucru nu s-a întâmplat, din contră, am și făcut greșeli individuale mai multe, am și pierdut jucători datorită unor accidentări, pierdem și datorită unor suspendări, nu reușim să
finalizăm ocaziile pe care le avem din punctul ăsta de vedere. Chiar am ratat în aceste două jocuri, și în jocul de la București cu Dinamo, și singur cu portarul, și de la 11 metri, și 2 contra 1, și în jocul de astăzi, din 6 metri n-am reușit să băgăm mingea în poartă. Deci chiar a fost o perioadă așa în care s-au adunat foarte, 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 foarte multe. Dar asta este situația în fotbal. Sperăm pentru ultimul meci, când întâlnim o echipă academică a Clinceni, care, vă spun, are jucători cu mare experiență în componență, jucători care au sezoane bune în prima ligă, o echipă care, mă rog, odată cu, cred, infuzia de capital, nici nu știu cum să mă exprim, sau odată cu clarificarea lucrurilor acolo, este într-o mare revenire de formă, iar noi, din punct de vedere al efectivului pe care îl avem, nu suntem deloc ok. Dar sunt convins că această pauză care va urma, sunt convins și trebuie să fie o pauză benefică pentru echipă, pentru că nu trebuie să mai trecem prin situațiile prin care am trecut în această ultima perioadă. E adevărat, și cu o doză de ghinion, și cu anumite greșeli care s-au făcut și din partea noastră, și din partea altor persoane. Nu mă refer la meciul de astăzi, pentru că, vă spun, nici nu o să mai comentez niciodată arbitrajul. Nici n-am urmărit fazele, dacă a fost cartonaș roșu și penalti în ultimele secunde ale primei reprize. Vorbind așa pe general, de asta mi-am permis să intru mai adânc în fondul problemei. Ați avut un dialog mai aprins cu Florea? Ați reproșat ceva anume? Da, nici nu mai știu. În timpul jocului pot să fie momente din astea. Nici nu mai știu ce i-am reproșat în momentul respectiv. Probabil că o lipsă de combativitate, dar v-am spus, nu avem nici 3 zile de la jocul trecut pe care el l-a jucat, a alergat foarte mult și poate era normal să fie o stare de oboseală, care este în cadrul grupului, nu numai la el. Poate astea au fost motivele, am încercat să-l capacitez mai mult în continuare pentru a da tot pe teren, sau și ultima picătură de energie. Nu, în rest nu sunt. Puțin legat de problema stoperilor, sunt 2 stoperi pe margine, dar voastră și va din asta. Păi da, ce să facem? Să ne pregătim. Noi, din păcate, nu prea avem timp, că e meciul vine meciul foarte repede. Dacă am fi avut, asta este situația, ce să facem. Ce semnale mai sunt despre stadion la Târgoviște, că practic și asta influențează, nu? Un atent asta, practic. Da, știu că se lucrează în continuare, n-aș putea să vă spun exact. Știu că se fac eforturi, n-aș putea să vă spun exact când va fi finalizată o tribună, sau știu că se fac eforturi să fie finalizată o tribună ca să putem să jucăm acolo. Acum n-am de unde să știu. Așa, prin dimensiunea scorului, un pic rușinos e succesul? Bineînțeles, vreau să vă spun ceva, până la urmă nici nu mai contează scorul. Vă spun, în momentul în care am primit gol, iarăși cu om în minus, ne-am creat câteva situații, dar ni le-am creat la 2-0 pentru adversar. Ați văzut, am făcut niște cadouri, pentru că au fost niște cadouri. Și lovitura de la 11 metri a fost cadou, și golul 3, și golul 2 până la urmă, o minge pe care trebuia să o respingem fără probleme, am lăsat-o să curgă. Adversarul a introdus-o în poartă. E adevărat, facem niște greșeli. Să știți că eu chiar am avut o discuție cu jucătorii, de asta, ca să intru mai mult în fondul problemei. Am avut o discuție cu jucătorii după încheierea campionatului trecut și atunci când a stat să înceapă acest campionat, și am încercat să le explic, pentru că eu știam, în momentul în care ai un sezon bun, în momentul în care te autodepășești și din punct de vedere individual și ca echipă,
După aceea pot să apară unele probleme în exprimarea pe care o ai. Și din păcate acest lucru noi l-am prevăzut, dar poate am greșit și noi la un moment dat, nu-mi dau seama. Pentru că vedeți, în momentul în care încep să nu mai fie așa de disciplinat, încep să apară și greșelile individuale, poate la un moment dat vrei să faci ceea ce făceai înainte, dar nu mai poți, pentru că e o presiune care te apasă. V-am spus, și aceste probleme, și problemele cu unele jocuri în care s-au simțit nu numai jucătorii frustrați, vă spun, și noi ne-am simțit frustrați de rezultate până la urmă. Și toate astea s-au adunat. Și speram din suflet să nu se întâmple așa, dar credeți-mă, parcă am prevăzut ce se va întâmpla. Da, în continuare, eu cred că și noi și jucătorii știm ce avem de făcut. V-am spus, este foarte bine că va veni această pauză, pentru că trebuie să ne recalibrăm puțin, e foarte important, puțin mai mult să ne recalibrăm și să redevenim echipa incomodă și pragmatică, mă rog, care am fost în campionatul trecut și în unele momente în acest campionat. Dar cum scăpați de ghinion? Poate să aduceți un preot, cum se mai obișnuiește? Da, nu știu, e adevărat. Au fost niște ghinioane incredibile, aduceți-vă aminte, și la meciul cu FCSB-ul, pentru că erau puncte care se acumulau și puncte care îți dădeau o anumită încredere. 11 metri în ultimul minut. Cu Rapid suntem egalați tot așa, în ultimul minut. La Dinamo ratăm o groază de ocazii, ratăm și 11 metri din toate pozițiile, suntem taxați la una dintre puținele greșeli pe care le-am făcut. Da, a fost un ghinion, să sperăm că a fost numai în perioada asta și că nu va mai fi de acum încolo. Sănătate!